rapide și urmă. Am da. Deci, de fapt, pentru clasa a 5-a, deci pentru mama din Cărănaș, nu știu cum este exact, să dăm orul A, egal cu 1, ori 2, ori 3, ori puncte, puncte, până la 50. Plus 40, 50 de ani, înmulțire, plus 49, numărul ăsta, 1, 2, 3, ori puncte, puncte, ori 50, plus 49, și să se arate, să se arate că A se divide la 49. Deci numărul este de formă 1, 2, 3, ori puncte, puncte, 50, plus 49. Sunt la caos. Nu-i suma acolo, uite, păi, ori. Păi mulțire aici. 1, ori 2, ori 3, ori puncte, puncte, ori 50. Și fetița ai cătat 5 ani? Da. Hai să vedem dacă voi știți. 50 ori 50. Deci, cum arătăm că numărul ăsta se divide la 49? Adică se împarte exact asta înseamnă. Să vedem ce să facem mulțirea asta, 1, ori 2, 3, ori puncte, puncte, ori 50, așa, de două. Dar bine, nu vreau cum să facem. Nu facem așa, de ce să nu facem? Ce foarte mult de calculat și foarte mult. Nu, dar numărul ăsta ar fi atât de lung încât... Alte idei, atunci. Cum, ce să fac? Dar ce e acolo? O sumă, domn profesor, să înțeleg. Da. Ca și cum ar fi doi termeni, să înțeleg. Doi termeni, sigur că da. Ah. Păi și în fața lui ce înveți care ce termeni? 41. 49? Da. Gata. Știu. Eu nu știu. Nu știi, dar vreau să știu. Nu? Un pic, hai, zic, zic. Zic, de ce vrei tu? Hai. Nu zic. Poți fi păi, eu am 1, 2, 3, 4, 5, puncte, puncte, ori 49, ori 50. Asta e. Poți să pun pe 49 aici, da? 49. Ori 50. Și dacă el are deja 49, adică ori 49, plus 49, nu aș da cu nimic. Așa, și era plus. Dacă e ori, atunci numărul acesta se va împarte, se va părți la contrază. Păi, ca să iau un exemplu meu, de exemplu, dacă am 1, 2, 3, 4, 5. Și plus... 49. 49, deci 1, 2... Nu, dar nu e asta, găsești asta. Ai răbdare, te rog. Trebuie să urmărim în ritmul în care ea își organizează ca și da, ok, da. Bine. Deci, au egal de tipul 1 ori 2, 3, un pic număr mai mic. 1 ori 2, ori 3, ori 4, ori 5. Și numărul 3 se divide la 3. Plus 4. Plus 4. Nu, să arătăm că ăsta se divide la 3. La 3. Ce așa. Părere? Și eu am 1 ori 2, care e 2, 2 ori 3, nu știu, așa. Și deci, fac înmulțirea. Faci înmulțirea că poți aici. Da, aici dar aici nu mai poți să fac înmulțirea aici. Deci, trebuie să mă duci într-o zonă. Da, dar da, acum trebuie să fac, eu vreau să fac, că dacă ai numărul respectiv acolo, poți să faci înmulțirea, da? Bine. Alo. Eliana din Chicago. Da, te rog. Dacă știți că mișcul, dacă mai multe crede,
fundamentale ce îmi propuneți. Este extraordinar de important. Sunt de acord, sunt de acord, sunt de acord. Da? Sunt de acord cu asta, dar spuneți-mi când să vină, practic când să vină, ce perioadă, încă o dată, perioada între ce care sunt alea două luni, încă o dată, repetați. Iunie și iulie. Da? Așa. Bine, mai discutăm. În principiu sunt de acord. Mă interesează o idee de asta, dar eu știu să vorbească românești, că nu știu... Mai știu eu. Se înregistrează filmul acesta, discuția este înregistrată și o să o auziți pe internet. O să o audă și foarte mulți ceilalți care vor urmăresc. Iată, fenomen concret a ceea ce... de limbă română, de oriunde s-ar afla ei din lume, dau
peste prof online. Pretendesc că am singur. Și sunt în clipa asta entuziasmați de șansa de aia. Exact. Și înțeleg. De asta asta e marea bucurie. Din Germania mă sună, din exact. De peste tot. Exact. Și cineva din Germania, un minut mai pe atât, pentru ca să înțeleagă, poate în ceasul al 12-lea, conducătorii aceștia ai României care sunt acum, și îmi vine minte pe locul Mihai Raff, vom face un afiș aici, așa, deasupra, ca o lozincă, în care vom spune, domnule președinte, domnule prim-ministru, iată că se întâmplă ceva în România, iată, vă rog că faceți cunoscut, ieșiți și spuneți, există profund, ai atâta tot. Da, într-adevăr așa este, niciun interes nu există. Am avut ocazia să trec, venind la Focșani acum, venind la București pe drum, ieri, nu, la pierea așa, m-am oprit la Focșani, m-am oprit la PNL Focșani. Și a spus, fraților, știți de profonai? Nu. Nu. Știți că fac așa, așa? Nu. Nu. Ăla care era secretarul general de acolo, îmi spune, eu am copil în clasa 5-a și a 8-a. Și n-am știut. Păi, fraților, iată că și voi, chiar oameni ai României, sunteți cei care nu știți să beneficiați de acest lucru pe care la copilul, dacă a aflat și nu are niciun interes, copiii stau. Așa. Și peste tot apăreți, indiferent de situații, indiferent cum dai, unde dai, apăreți în afară. Pe Facebook, pe YouTube. Peste tot. Peste tot. Deci apăreți. Da, da. Da? Și copiii, dacă află, n-au niciun interes să le spună părinților, ca să-i pună să muncească. Că se mai întâmplă și fenomenul. Da, am înțeles. Da, bun, dacă eu știu secvența aceea a celor care au interes. Dar ce facem pentru cei care au interes și nu știu? Asta e. De aceea vom face. Chiar te rog, tu ai scris foarte frumos. Scriem așa, punem deasupra. Nu se întâmplă, tot timpul este filmată și cineva vreodată, așa cum am spus dintre politicieni, din alegerile acum, și hai să spune, ieșiți în stradă, fraților, voi părinți, bunici, este în stradă și spuneți-vă răsura, de ce nu faceți cunoscut profonai? De ce să-l beneficiem? Faci mă gândesc mai cererea aia la primăria Bacău de când este pusă, ca să ne ia măcar în seamă. Da, și n-am și mai mai fura, ca măcar să ne chine să ne zică, băi, veniți că mă ascultă voi două minute. Da, nu mi interesează. Vedeți? Trebuie să fim păcăliți. Voci apropo poporului? Da. Nu trebuie să fim păcăliți noi. Copiii voștri să fiți sacrificați. Bineînțeles, da, asta s-a urmărit. Da, profesor. Da, exact. Da. Soarța mea, cum scrie Medeața mea, că dacă am 49, acolo s-a adunat 49. Dacă eu fac acea mulțire, care 220 plus 49 nu se poate, eu trebuie să pun numărul care vreau să-l pun să fie împărțit pe acela dat. Pentru că dacă eu fac 1 plus 2, 1 ori 2, 3 ori 4, ori 5 plus 3, pentru că pe 3 vreau să nu se dividă, atunci mie îmi iese. Dacă eu pun plus 49, și în asta, o să fie 49 care îl avem, plus 49. Și atunci 49 normal că o să se dividă, o să se divide la 49. Da, dar acest normal nu mă face și o să se divide pentru că... Eu pot spune normal. Da, din cum? Păi, eu făcând acea mulțire cu 49 în ea, da. Și adunându-l pe 49, da. Hai că ești aproape, zi soluția. Ideea. Să nu știu, are o sumă acolo. Păi, eu cu 49 ori 50. Așa. Și mi-am dat 2450. Ai făcut campuri concret, da? Da. Păi da, dar de ce ne mulțești pe ceilalți? Da, dar am făcut 49, care mi-a dat 2450, am împărțit la 2 și mi-a dat 1222. Și 1222 sunt parte... Băi copii, băi copii, băi copii, băi copii, fac acela, de vorbi. Domnul profesor! O secundă, nu. Ia uitați, suma următoare, de capul cu 4 ori 5 ori 7 plus 28 egal să se arate că suma asta se divide la 28. Păi normal că se divide, domn profesor, pentru că se divide, deoarece noi avem 4 ori 7 care dă 28 și dăm factor comun pe 28. Asta e factorul comun. Păi mă depreziți, m-ați înnebunit noastră. Deci este egal cu 4 ori 7 face 28, ori 5
La 28 ori 5 plus 28. La 28 ori 5 plus 28. Egal mai departe, vom calcula. Și observăm că avem factorul comun 28 care este în cei doi termeni. Și atunci facem de 28 în factor comun 28 pe lângă. 5 plus 1. 5 plus 1. Ei? Și clipa în care apare așa ceva. Împărțirea la 28. Deci, această sumă este în clipa asta, 28 ori ceva. Păi da, asta că se divide la 28. Se divide la 28 ori. Se divide la 28. Și sus cum e? Păi acolo o să fie... Pe cine dai factor? Pe 49. Păi ce tot timpul voi am încercat? Păi ce ne-ai plăcit? Așa. Deci îmi trebuie sumerea asta. Deci S egal cu A egal cu A egal cu A. Deci 49 aici. Și aici sunt doi termeni. Scoate de 49 un factor. Poate să le dat orice trebuia să ziceți. Deci vine 49. Pe lângă 1, 2, 1. Ori 3, ori 4. Ori 48. Ori 50. Mai e 49, dar nu dacă trebuie comun. Și da, plus 1. Corect. Și atunci, dacă și nu mai la 49, 49, o să se divide la 49. Deci când am aranjat pe ea ca un produs din factori, doi sunt aici, că ăsta 49 și ăsta. Care este? Și nu interesează să facem paranteza aia. Nu-i jur. Ai ați înțeles copii? Da. Nu ne interesează să facem mulțirea aia. Deci în clipa în care am aranjat așa, 49 oriceva, înseamnă că acesta e multiplul de 49, adică se poate la scurte de aici. Da. A se divide de? La 49 de matematici. Ați înțeles o bățbuiați, că ați înmulțit, că ați făcut, că ați învățit, că... Da, ce mi-ați făcut de aici? Tu ai observat la una mai mică, că trebuie să aduc prin 3, că trebuie să ai 3 și în una și în altă, dar nu ziceam că trebuie să-mi trebuie fapt la copul. Exact, asta e ce se întâmplă? Da, da, știi de ce mai era dat. A, mai vreau aici. Da, 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 da. A fost ideea cea mai frumoasă. Hai, eu. A, e egal. Hai să o vedem. A, e egal. Să zicem. 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, plus... Plus 105. Da? Plus 105. Doamne, cine asta? Să trebuia să văd ce este. Să rezulte ca se divide la 105. Păi dacă doamne, se divide la 105, stați. N-am văzut, Deci să se arate că numărul ăsta se divide la 105. Facem calculul. Putem să facem fiecare pe calculul și apoi să vă spunem? Da, în cazul ăsta, gândiți-vă la idee. Deci am arătat așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 105, să se arate că acesta se divide la 105. Ce bine ar fi? Sigur că... Da, vedeți soapta la mulțime. Așa-i? Fai, dă-i drept, dă-i tare. Păi, mai ușor până așa. E ușor. Da, da, zi. 105 ori, pe lângă, 1 ori 2 ori 4 ori 6 plus 1. Pentru că 7, am făcut 105 împărțit la 7 ori 3 care dă 21 și mi-a dat 5. Și atunci 7 ori 3 ori 5 care dă 105. Deci, și atunci am văzut ce rămâne. Am dat 105. Deci asta e ideea. Nu da vede. Nu da vede. O vreau de bucat. O vreau de bucat. E harnic. 4.725. Da, acum îmi pare frumos, da. De ce nu îmi acum? Uite, asta este marea hipa voastră. Te duci pe ideea ta. Și mai ales la tine am sesizat. Nu te interesează ideea altuia. Nu sesizezi că acum tu muncești din greu și că nu prinzi esențialul. Iată ce am urmărit ea. 105 îl putem scrie ca
fiind 3, ori 7, ori 5. 3 ori 7, ori 5. Adică grupul 3, ori 7, ori 5, este de așa aici. Și atunci zicem că în final, în loc pe loc, întâi avem așa 3, ori 5, ori 7, face 105, ori 1, ori 2, ori 3, 2, ori 4, ori 6, că pe 3, 5 și 7 le-am înmulțit. Am obținut 105. Plus 105, care acum este ușor de sesizat, că 105 este scos în față în comun, 105 pe lângă. Ori 4, ori 6 plus 1. Și fiind 105 mulțit cu ceva, se divide la 105. 5, 100. Mai grea ce unul că ești Davide, nu se mai înțească. Atenție, Davide, că... Dar mi-e plăci că... Dar mai mult de dată, ca să nu mai înțească acolo. Să se convingă de asta. Da. Deci, A e egal cu... Să scrii rețeta. Rețeta frigeți. Da. Gata, acum. A egal, Davide, cu 5, ori 6, ori 7, ori 8, ori 9, ori 10. Mai faceți ori și așa mai departe, domnul profesor, mai departe. Nu, 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 da, 10 ori 11. Plus, nu, minus de data asta. Nu ne frică de mulțire. Nu ți-e frică de mulțire, dar dacă te-i treabă de asta, de aiurea, nu merge, să știi. Să zicem... Să credeți că o urmare... Da. În 660... Nu știu cum e aici, acum ai nu v-am văzut. Da. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Minus... Da, 6 ori 10. Atunci, el va fi scris mai departe cu... Fidare. 6 ori 60. Ori ce mai rămas nefolosit? Și acum să spunem așa, să se determine, nu, să se arate că, imediat mă duc și la temă, da? Să se arate că diferența dintre cel mai mare număr, diferența dintre cel mai mare număr, deci diferența dintre cel mai mare număr de forma x egal cu a, b, c, d, diferența dintre cel mai mare număr de forma x egal cu a, b, c, d, cifre distincte? Cu distincte, da? Cu a, nu, 8, 7, diferite, b, diferite, ce? Diferite, de. Trebuie să aștept să vedeți. Deci, să se arată diferența dintre cel mai mare număr de forma asta și cel mai
mic, nu mare. Diferența dintre cel mai mare și cel mai număr. Dar și calitatea următoare, să se divide divizibile cu 6, divizibile. Yes. Divizibile cu 6. Stai deci, puțin, nu când acum e ceva. E altceva, nu modificat. Deci x-ul de forma ABCD cu cifre distincte, divizibile cu 6. Deci au calitatea că sunt divizibile și cu 6. Și am cel mai mare și am și pe cel mai mic număr. Deci am cel mai mare și cel mai mic? Da, de forma asta. Dintre cel mai mare și cel mai mic număr. Și de forma care e numărul cu cealaltă? Deci, numărul ăsta, tot din forma cel asta. Cel mai mic? Păi cel mai mare din forma asta, cel mai mic, tot din forma asta. Sunt două. Da? Puteți face pe caiete și să nu spășiți. Lucrăm, lucrăm, sigur că da, dacă aveți idee. Deci cel mai mare număr divizibil la 6, cel mai mic număr divizibil la 6 și nu face diferența între ele. Deci vedem aici dacă iese o pățire. Deci trebuie să găsim cel mai mare număr divizibil la 6 cu cifre distincte. Când cel mai mic, și să aflăm diferența. Cel mai mare număr de forma A, B, C, D, cu cifre distincte. Poți să le spun pe cel mai mare. Dar divizibil și la 6. Da. Calitatea lui să fie divizibil la 6. Poți să spun pe primul, domnule? Să aveați divizibil la 6. Poți să-i spun pe primul? Păi, 9876. Ai în altul 9000. 800? 76. Se divide la 6? Da. De ce mai da, pe care nu mai sunt pe 6. Nu există. Nu există un criteriu. Rezultatul să fie 1648. De unde știi că se divide la 6? 646. Este o regulă, nu? Mai 646. De ce 9876? De ce se divide la 6? Care e motivul? Pentru că s-a împărțit la 6. Am vreodată număr divizibil la 6 cu un criteriu? Nu. Nu. Ăsta însă se divide la cine? Se divide sigur. Da, doi și la 2. La 2? Și oare și la 3? Cât s-a că se divide și la 3? Lăsați puțin. Vă spun acum. 30 de ori, se divide, se divide și la 3, e? De suma cifrelor, sare că face 30? Da. Și poți să vă spun pe cel mai mic, domnul, vă rog, e frumos. Deci ăsta se divide la 6, pentru că se divide și la 2 și la 3. Deci, practic, avem incorporat în 6 de 12 și 3, diferența este. Pentru că 9, 8, 7, 6 se divide la 2 și 9, 8, 7, 6 se divide și la 3. De ce se divide la 6? Și acum vreau cel mai mic. B egal cel mai mic număr cu aceeași calitate, cu cifre distincte. Număr deștept. Da, da. Tot din 4, nu? Tot din 4, care se divide la 6. 1026. 1026. Băi, de unde cum am găsit eu? Pe la 2 se divide. Deci, la 2 se divide. Și la 3 se divide. Și la 3 suma de 9. Și la 3 se divide. Și împărțirea de plantă, dacă faci... Păi nu mai discutăm. Că dacă ai de 2 și de 3, da, dai povestea. E, întrebarea este asta. Cum de implanticit? Pentru că... m-am uitat la ultima cifră și am zis că se divide la 3. Nu, de fapt trebuie să... Dar nu era neapărat 6, putea să fie ultima cifră? Altceva? 4. Și putea să fie orice cifră? 4 nu merge. De exemplu? Pentru 2, avea ai voi. Pentru 2 se iei 0, 2, 4 și 6 și 8. Trebuie să ai 1 cu 8. Nu vei 1 cu 8 era mai mic? Numărul trebuie să aibă o sumă. Trebuie să se parte la 3 și ultima cifră să fie pară. Dacă puneam 4, era... Dacă puneam 4 era 7.
avea ultima cifră pare, ceea ce spuneam că ți-a 2, dar 7 nu se pare. Dar eu am găsit dacă punem pe 6. Asta e, vreau să aici dăm voie bine. Da. Deci, pentru utilitatea la 2, pentru utilitatea la 2, avem așa. Nu, da. Nu, dar trebuie să fie cifre distincte. Da. Distincte vreți? Da. Păi, n-am văzut, iertați-vă. Deci, dar nu vă văzut, uitați-vă acolo. Deci, obligator încep cu 1. Da. Că nu sunt poate de mai știu. Mix, te asigur. Da, 0. Da. Și acum muncesc aici, da. Ca să am divizibilitatea la 2. Da. 0, 2, 4, 6, 8. Nu pot pe 0. Da. Nu pot pe 2. Corect. Am 6 de 4. Dar numai de la... Dar numai de tăsura. Și 6 vine singur. Nu știți cum m-am gândit eu? Da. Pentru că dacă m-am uitat că 2 și 10 minus 6 va da 4 și mereu va da 42 al doilea număr de împărțit. Și m-am gândit, la 2 nu sunt parte. Ori dacă ar fi ultima cifră, la 3 nu, la 4 nu, la 5 nu, la 6 da. Deci tu ai controlat numai care cifre. Te-ai făcut împărțire efectiv. Da. Și am văzut că mereu întrădea când făceam 10 minus 6, 4 și îmi rămânea 42. 42 se împărțea exact, știu să unde e 6 prima cifră. E o întâmplare. Dar tu trebuie să ai în minte criteriul acesta. Că eu am dat, spun ce? Când am zis divizibil la 6, ascund divizibilitatea la 2 și la 3. Corect. Deci asta e regula pe care la 6. La 2 și la 3, 2 la 3 și la 6. Faptul că îți cer divizibil la 6, de fapt îți cer divizibilitatea ascunsă în culise la 2 și la 3. Că divizorii lui 6 sunt 2 și 3. Corect. Și atunci, tu pe 2, te asigur divizibilitatea la 2 și înseamnă 0, 2, 4, 6 și 8 la ultima cifră. Da? Și cum pe 0 l-ai consumat, pe 2 l-ai consumat, din nevoia de a avea cu cel mai mic număr cu putință, cifre distincte, deci 3 din ele sunt consumate, 1, 0 și 2 sunt consumate. Da. Și atunci îți urmează să găsești pe 4, nu-ți merge, pentru suma cifrelor nu-ți asigură divizibilitatea la 3 și 6 este cel care asigur. Și acum diferența, hai să facem diferența, 9876 minus 1026, te rog. Dă 8850. 0. 5. 5. 8. 8. 8850. Iată, am putea cere aici, în clipa asta, să se arate că diferența se divide la 50. Mai complicăm și greșițiul. Da? Deci, în clipa asta ne aflăm Mihaela și cu voi copiii, da, ne aflăm Davide și Daria, ne aflăm în momentul de vârf acela de creație, de făcut un greșițiu. Ce am făcut cu Ștefania, vreau să urmăresc lecția, a fost un spectacol de frumusețe rare. Pretend la un greșițiu, l-am complicat și am aranjat niște lucruri atât de frumoase, ăsta se află ca o reminiscență, să zicem, în mintea mea, lăsat de la lecția cu Ștefania. Pentru că vreau să vă duc un pic mai sus de ce e ce... Da, în momentul în care tu ai mișcat foaia, da. De mine sunt eu, că nu ți-a atrag atenția. Exact. Nu cauți exerciții deja avem. Deci ce comunic acum este esențial. Că din ceea ce sunteți voi obișnuiți să faceți un exercițiu care îl întâlniți, și asta o să fac eu îndată, din ceea ce înseamnă exercițiu, fructificând ideea de exercițiu acela, vă conduc ușor spre compunerea altor exerciții, așa cum v-am strânit cu rezultatea mea exercițiu anterior și am tot făcut eu variante, urmând să vă propun vouă să faceți. Poteți voi autori. Da? Deci, am reușit cu Ștefania să ajung la nivelul acesta, este spectacol. Sigur, profesor, am putut să spun numărul mijlociu? Poți să spun și numărul mijlociu. Dar mijlociu, în ce sens? Comparați cu cine? Mijlociu între cine? Nu prea de, nu știu dacă există mijlocul acesta între ele. Poți să fie mai mare decât 4.000. Stai să vezi. Deci, ca să-mi continui ideea. Da. Să se arate că diferența dintre cel mai mare număr de formă asta și cel mai mic număr de aceeași formă, se divide la 50. Da. Da?
stat? Pentru că 1800 se divide la 50, că sunt ultimele 20 de ori, și citesc de la 50. Și iată cum am făcut un exercițiu spectaculos. Eu nu știam ce, la ce se divide, nu știam diferența cât este. Și acum, insist pe chestia asta. Exercițiul este foarte tare, foarte interesant. Deci să se arate că diferența dintre cel mai mare număr de formă asta și cel mai mic număr de formă asta, cu cifre distincte, divizibile fiecare la cu 6, deci să se arate, Daria, mă părăsești, dar pare foarte rău. Nu, 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 am mai spus-o și altă dată, nu știu dacă m-a spus-o vouă, eu stabilesc niște legături ascunse, deci de la mine, de la mintea mea, spre voi, să le realizează niște legături. Exact. Și orice legături acestea, chiar dacă ești la mine, Daria, și te uiți în gol, fără să mă urmărești, eu simt asta. Dar mi-e tare greu să mărturisesc, mi-e tare greu să se contribuția. Dar o fac, gândindu-mă că ai șansa să te uiți pe filmuleț. Și de aceea mă doar acum. Dar ce am făcut aici este un exercițiu, acest înseamnă actul de creație. Eu vreau să vă duc în zona asta, să simțiți bucuria când și voi compuneți exerciții. Deci nu rămânem la simpla exercițiu făcut. Deci din clipa asta, și o să fac exercițiu continuu, facem un exercițiu și dacă aveți ideea frumoasă, de acolo o dezvoltăm noi și ne punem în situația de a fi creatori, de a fi propunători de subiecte. Acesta este o formă în care, am spus, să se arată diferența dintre numerele din patru cifre, cu cifre distincte, dintre cel mai mare și cel mai mic, divizibile cu 6, sau, da? Să arată diferența, se divide la 50. Pentru că am citit aici scăderea și am văzut exactul pe ăsta. Vă propun acum, pe loc, înainte de a trece, mi-am mai zis programul ăsta, gândiți-vă acasă, doamne, mă? Să se... Să se arate exact pe conținutul nostru, dar numai că is egal cu A, B, C, D, E. Numere de câte cifre? 5. De 5 cifre. Deci modific ce? Lungimea numerelor. Din 5 cifre distincte, cel mai mare. Este pe schelet de idei, dar nu știu divizibile la cât numai pot spune. 5. Veți vedea voi divizibile. Divizibile faceți scăderea și cereți voi maxim cu putință. Divizibile la cât credeți voi că vă dă... Dar nu așa trebuie să fie. Tot așa, exact pe schelet ăsta. Schelet ăla, da? Numai ca acasă faceți. Dar numai ca... Numai ca un lungit exercițiu din 3, din 5 cifre. Da. Hai, aici puteri puțin. Da, dar acum aici să ne puteri. Lasă-mă, Daria, că dau de lițe. N-ai nimic cu legerea, aha, fac eu. Nu te trebuie să sunt atât de frumoase, nu te fixa pe o idee pe care o ai tu, Daria, pentru că... Da, o să vină și cu legerea de la el, la mea, cu Daria, dar cu legerea lui. Nici am adus mai cu legerii suplimentare, Daria. Adus și cu legerea ta. Da. Avem bucuria de a face lucruri deosebite și veniți lângă mine că ceea ce facem aici este deosebit de școală. Vorbeam și atunci cu invizibilitate. Da? Deci diferit de școală. Ia să vă știu, mai asta așa. Da. Și acum facem niște operații cu puteri, da? Ia să vă da. Bine, aici suntem. Da. Ia să începem ceva mai ușor. Da. Și zicem așa, 2 la 3 totul la 4. Deci 2 la 3. 3 totul la 4, da? Dacă se împarte la 2 la... împărțeam 2 la 10. Împărțit la 2 la 10 egal cu 5. Da. Calculăm. Adică facem 2 la 3, facem 2 la 4, facem 2 la 10 și împărțim, da? Mult. Mult. Adică ne chirim. Și din gază așa. A la 10. Cât facem? O ce mă la putere 0? 1. A la N. Totul la 1. Ori A la N. Hai să întâmplă la asta. Eva. Da. A la N. Zine, dar cu A la N plus N. A la N plus
la mine, totul la noi. Egal cu? Ala. Zidare. Ala normă. Corect. Ala normă. La puterea mine, înmulțit cu. Adică 2 la sufie 2 la 2 la puterea 2. 2 la puterea 12. Deci urmează 2 la puterea 12 învățit la 2 la 10. Care mă arată, profesor? Să deci ala mă împărțit la ala mă. Egal cu? Ala. A, am, nu, 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 cumva suntem mai aici. Aceeași bază? Da. Păi, și cât o fi? Ala 2. 2 la 2. De la 2. De fapt, este fațul, dacă vrei să vezi. Veșerii? S-a împărțit. Calculul. Meștere, sau cum, muncitor, ce ești tu? Adică de 2 la 10 ar face numărul 1024. 1024. 2 la 12 ar face cu 4.000 sau 1.000. 1024 ori 8. Deci, da, ori 4. 1024 ori 4 fac 4.000 și ceva. De ce să muncești așa când ai așa joc? Ăsta e rostul operațiilor cu putere. Ăsta e rostul. Ia să ne mergem la profesor. 3 la 3, totul la 12. 3 la 3, totul la 12. Împărțirea 3 la 2 la 5. No, totul. 3 la 2 la 5 în scap. Da. Vreau să-mi știți cu David, deci dar este la șansa. Așa, e egal cu? Știu. Nu, nu e egal. Minus 56. Minus 56. Închidem o paranteză pătrată. Bun. Totul împărțit la 5, adică. Sără, totul împărțit la 5. Da, la 5. Da. Cu cărăbă. Da. Zi, Davide. 3 la... La 3 ori la 12. Adică la cât? Adică la 36. 3 la 36. 3 la 36. Împărțit la... Împărțit la 3 la... Aici am stat că nu știi, nu? Nu știi, nu? Nu, nu, nu. La... Spun și eu, la 10. La 10, ai zis bine. 2 la 5, deși... Nu e 2, 2 la 5, nu e 10. Ia să vedem, 2 la 5 ori. Mă gândit. E 2 ori, 2 ori, 2 ori. 2 de 5 ori. Adică am două, o putere, două puteri. Da? Și se face de sus, astea. După aceea? Deci calculul ăsta, îți ia de o parte. Nu parantez. 2 la 5 ori, să vedem de sunt puteri. Deci 2 la 5 ori face 2 ori, 2 ori, 2 de 5 ori și fac cât? 32. A, e cu suie 3 la 32. Da. 3 la 32. Dar de ce? Pentru că n-am de balanteză ca să fie la 10. Am înțeles. Din 3 la 2 la 2 la 5. Nu se face aici, nu se face mulțime, ci trebuie să faci operația din vârf înapoi. Ai înțeles? Înțeles. Ce faci? O, aștept deja cum se trebuie. Și minus 56. Împărțit la 5. Totul de împărțit la 5. Și eu am spus să o să fac. Zic 3 la... 3 la cât? 32. Care nu trebuie? 3 la 4. 36 minus 3 la 4. 3 la 3 la 4. 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 3 la 4, acolo să zici 3 ori 3, ori 3, ori 3, nu? Da. Mintea ta fac 9 și 9, 9, 9, 81. Ai înțeles? Da, mai rapid, ca să vă respecti ordinea aceea. Și face atunci 81 minus 56, totul de împărțit la 5, și face 81 minus 56, 25 sau, da, e bine, 25. Care se poate la 5. Da? 5. Deci rezultatul corect este 5. Calcul 5. Da, ca să vedeți și David, el n-a ajuns, mamă. Da? Deci am făcut chestia da. Asta. Un pic din călzire, el s-a obișnuit un pic, am adăm unul mai lunguț. Da, te rog. Avem așa, 2 la 6 totul la 4. 2 la 6 totul la 4. Împărțirea 2 la 3. Ori, 2 la 6 plus 2 la 6. Și vreo paranteză. Mai 2 la 6 cu 2 la 6, vă paranteză, profesor. 2 la 6 cu 2 la 6. 2 la 6 cu o paranteză rotundă. Nu, nu ștergeți. Să știți, așa topic. O
Deci 2 la 6. Și așa cu 2 la 6 în paranteză loc 1. Așa, lăsați tot care am dorat de început, poți să trebuie să apuși. Minus 4 la 6. Împărțirea 2 la 10. Închideți paranteza pe care ați deschis-o la început. Da. Așa. Împărțit la 2 la 28. Minus 2 la 2, într-o paranteză. Așa. Plus 1. Plus? 9. 9. Haideți, îmi place. Foarte frumos. Ia 2 la 10. De ce la 10? Păi 2 la 6, totul la 4. Nu se înțeles de astea? Uite, nu e asta. Dar la 10 cum a făcut? Tu i-a adunat? Cum a făcut? Nici nu știu asta cum a făcut. Deci, 6 și 4 e 1? Da. Atenție! La proprietate? Deci 2 la 24. Și tu, Daria. Împărțit la Daria. Zic-o. 24, 2 la 24 împărțit la 2 la 3. Da. Ori 2 la 6 plus 2 la 3 ori 2 la 6 plus 2 la 6. Am făcut distributivitatea. Da. Dar n-ai putea să faci adunarea asta. Nu. De ce? Împărțire. Păi da, fac paranteza rotundă, hai să ne gândim și la chestia asta. Este distributivitatea o idee, dar trebuie împărțit la adunarea aceea și prin mă depărtez de chestiune. Eu dacă merg în mâna mea, ar trebui să zic împărțit la, este paranteza, 2 la 3 ori 2 la 6, plus 2 la 3 ori 2 la 6. Așa e tu? Așa mi-a pus. Da? Sigur că altă variantă nu văd. Așa ai vrut? Nu așa, nu? Atunci este curat greșelul. Când mi-ai zis distributivitatea s-o aplic. Când mi-ai zis 2 la 3 ori 2 la 6. Adică aș cum desfaci paranteza aia rotundă. Exact așa. Și mulțești cu termenul din 4. Unde-i 3 la? Care 3? 2 la 3 ori 2 la 6. Când mulțim date de numărul ăsta din față, se mulțește cu adunare, el se mulțește cu fiecare termen aici. Nu pot. Cu 2 la 6, și încă o dată arunat cu 2 la 6. Câți de azi e 2 la 6? Asta. Deci ori 2, ori 2 la 6. Ai înțeles? 2 de azi e 2 la 6. Nu mor și cum mor 2 umeri. De ce vă speriți? Un 2 la 6 și cum că 2 la 6, câți de azi e 2 la 6? De 2 ori 2 la 6. 2 ori 2 la 6. De 2 ori 2 la 6. Da? 2 ori 2 la 6. Minus. 4 la 6. Ia să văd aici, poți să fac. Zi, da. 2 la 2, tot la 6. 2 la 2. Că nu poți face împărțirea. N-am aceeași bază. Sunt trist aici. Mă, dacă ar fi aceeași bază, zic. Da, 4 e 2 la 2. Deci 4 este 2 la 2. Și o să am 2 la 2. Totul la 6. A 6. S-ar dă 2 la 2 și acum vrei 2. Da? Și mă face 2 și lasă așa că se vadă tot 9. Da. Da. Dar când e bine? Da. Deci eu fii 4 zic 2 la 2. A. Cu 6, împărți la 2 la 2. Închid paranteza dreaptă de la început. Împărțiți. Împărțiți-o la... Fați-o la paranteza. Ia zi. Nu știu. Dar trebuie să-mi descurcăm. E 2 la 28 minus 2 la 2. Să nu îmi cere să fac 2 la 28. 2 la 28 că plec de aici din sală. 2 la 28. Dar știți că dacă face 2 la 28, e doar... Păi dacă 2 la 10 e 1024. Așa. 1024 ori 1024 ori 2 la 8, da. Nici fără de la 8, aici este un fiul ce mă... Nici nu mi-e gândit, dar avem și proprietăți acolo. Mai bine stăm de gânduri. Poți să fac 2. Când?
vedere. Și visăm acum. Dacă pe 2 la 28 l-ar scrie cum? Dacă pe 2 la 28 pot să scriu 2 la a doua plus 2 plus 27 și pot să dau pe 22 la 27. Deci am deci ideale. Din 2 la loc de 28, da, e vorba aici, da. Loc de 28 poate să fie 2 plus 26. Corect? Exponent aici. Exponent, zicam ăsta. Da, știu. Ăsta se scrie ca fiind egal cu 2 plus 26. Corect? Și cu 3 plus 25. 25. Dar nu-mi faci mie plăcere. Serviciul nu-mi face. Băi, e un serviciu pe dorința mea. Și atunci vine 2 la, să scriu, hai, 2 la cât te zicem? La a doua. La a doua. Ori, 2 la. Dar scriu 2 la 3. Putem să și 2 la 3 ori 2 la. Dar face serviciu dacă al 2 la 3. Nu văzute. Nu văzute. 2 la 1 ori 2 la cât te zicem? La 27, da? Și poftiți, poftiți, poftiți. Și atunci facem mișcarea asta. Și zicem 2 la 1 a doua ori, 2 la 26, așa e bine, nu? Minus 2 la a doua, închidem paranteza, da? Plus 9, da? Plus 9 e egal. Așa. Insist. Acum, Davide și cu Daria, fiți atenți, cei doi termeni la scădere sunt doi termeni în care hai zi, zi. 2 la a doua, așa e și 2 la a doua. Dăm fructe comun pe 2 la a doua. Perfect. Sunt 2 la a doua pe... Stop, stop, stop. Am înțeles. Dăm 2 la a doua în factor comun când îi vine timpul. De aceea zic egal mai departe, la capăt. Și zic la... 2 la 22... 2 la 24, tot el. Vorbește, hai zic cu tăță. Nu putem scădem? El acolo avea stat împărțirea aia, domn profesor. Așa. Și e corect. Facem împărțirea la tot rezultatul de aici. A, domn profesor, vreau să faceți înmulțirea aceea și pe aceea să împărțim. Ești să împarte ăsta și la ăsta și la ăsta și la ăsta. Da? Deci, dacă se împarte la toți trei, hai să facem așa. Eu aș fi putut, dar mi-a fost steamă de următorul lucru. Că zici 2 la 24 împărțit la... De la 3. Să zici 2 la cât, Dani? 2 la 21. 2 la 21. Dar să știi că ai tu dreptate. M-am păcălit. Și vezi ce frumos spun, m-am păcălit. Recunoaște-mă, profesor. Da. Deci m-am păcălit. Că dacă ar fi fost așa în paranteză, ar fi fost deșteaptă ideea. Ar fi fost a mea. Da. Dar eu aici, neatent, și trebuie să mărturisesc că mi-era atenția dreptată în altă parte, și la matematică, dacă gândul îți fuge pentru o fracțiune de secundă, spui prostii. Dar de ce îi dai de trebuie să facă domnul profesor așa? Oricum nu-l lăsam, nu? Pentru că sunt operații de ordinul 2, nu? Și trebuie făcut din ordinea în care îl vin, domnul profesor. Ele sunt la același nivel. Exact. Și le luăm în ordinea în care vin, așa cum vrem noi. Nu cum spuneam eu prostii. Pe la mijloc vreați. Da? Da. Prostia a spus, deci ce recunoaștem. Deci ele se fac în ordinea în care, așa cum ai adevărat ce ai spus tu, 2 la 24, 2 la 3, împărțirea 2 la 3, 2 la 3, 2 la 2, 2 la 21, 2 la 2, 2 la 21. Ori 2. Ori 2. Acum poate să fac înmulțirea aia? Întrebare. Vă întreabă. 2. Ori 2 la 6 poți să fac? Da. Sigur că da. Pentru că e mulțime. E mulțime și aici. Da. Face 2 la... 2 de la 1 acolo. E 2 la 1. 2 la 1. Dar și fac 2 la 10. 2 la 10 o să ne-am. Din unde? Dar 2 la 3 s-a terminat cu el. Nu să fie 2 la... O făcut la 7. 2 la 7. A 7, corect. Corect. 2 la 7. Minus 2 la... 2. 2 la cât da? 2. 2 la 12, 2 la 12, 2 la 6. Dar ușor. Deci minus 2 la puterea, dacă e 2 la 6, 12. Împărțit la... Dar nu poți fi direct. Păi așa o mișcare. Păi am avut impresia că tu nu ești pe față. Dar ești pe față, da? Deci zic că la 2 la 10 și bine așa, da? 2 la 2, 2 la 2. 2 la 2. Am zis de exact.
Deci, la matematică, dacă pentru o fracție de secundă, mintea se duce la altă parte, ai spus prostii. Puneți o paranteză, ziceți copii. Așa. Așa. Numerețul acesta, am împărțit la 2 la a doua. Îl dăm un partor comun, vorbești. Tot, 2 la a doua, totul la... David, ești convins că trebuie dat 2 la a doua în factor? Da. David, la 2 la a doua, așa se mai poate fi scris. Asta a fost motivul pentru care l-am scris pe 26 ca fiind... Pe 28. Pe 28 ca fiind 2 plus 26. Ca acum să avem șansa să scoatem un factor comun, că sunt doi termeni. 1, 2. Doi termeni la scădere? Sigur că da. Doi termeni la scădere. Și atunci 2 la 6 este și aici și în partea asta. Da? Deci 2 am 2 termeni la scădere și 2 la 6 e comun și la primul și la al doilea. Și îl scoatem împărțit la 2 la 6, pe lângă 2 la 2, da, 2 la 2, pe lângă 6 la 2, să-i spun, da, ce să-i fac la 2 la 2, 6 la 2, să putem să mai uităm. Și la ce îți folosește dacă îți mai dai înapoi? Dacă nu facă mulțirea încă... Mulțirea, poți să fie 2 la 2. Mai tare, mai cu voce, că... Poți să fie... Să fie 2 la 2, ori primul creștere care ne dă, minus 1, și atunci să fie și ușor de calculat. Când? Acum să fac aici, să duc la 2 la 26. 2 la 28. Poate fi scris mai mult, pentru mai mult spre 2 la 2. De asta mai multe. Da, dacă scrii mai mulți ca din 2 la a doua, adică ar mai fi 2 la a doua ori 2 la a 24. Iar 2 la a doua. Și la ce se folosește? Scrie un cât de 2 la a doua? Acolo e o scădere din 2 termeni. Ai voie să scoți pe 2 la a doua decât o dată. Nu mai scrie la același, la același, la același. Deci mare atenție. Acum pe 2 la a doua dăm un factor comun. Nu, trebuie să existe un mic. Păi da. Este o greșeală. Uite de dar, dar unde am greșit la unui cunoscut. Unde ai greșit, tu trebuie să și recunoști. Da. Deci dacă ai așa, 2 ori 2 ori 2 ori 7 minus 2, nu înseamnă că scoți 2 ori 2 ori 2 în faptul că ai de 3 ori, ci o singură dată, pentru că între cei doi termeni, doar 2 este comun. Și acolo? E factor. Și acolo. Deci rămâne 2 pe lângă și în interiorul rămâne... Mai cum vreau eliminat? Da, de-aia urmărești mai. 2 ori 2 ori 7. Ai înțeles aia? 2 ori 2 ori 7 minus 1. Deci nu că dacă îl descompunem mai mult din 2 la 2, îi dăm pe toți în factor. Cât e menul al 2 la 1, mai 1, din 2 la 2, e unul singur. Sigur că da. Mare atenție. Da. Ți-a dat seama din greșeală. Bun. Bun. Întoarce. Deci din aceștia al doilea, am scos pe 2 la 2 în factorul 1, ce-a rămas, David? David, de ce-a rămas? Mai tot atent, 2 la 2, 6, acolo suntem. Da. Am dat factor copul. Păi la, dacă ăsta e aici pus în față, o rămas din, da, din 2 la 6. 2 la 2, 6, domnul. 2 la 26. Da. Minus? Și în al doilea câte rău? Minus 1. Minus 1, poate. Că e 1 ori 2 la 26. Și plus 9 în afară. Și vreau mai departe cu... Poți să fac 2 la 21 plus 2 la 20, 2 la 7 și mă da 2 la 28. Așa, ca înmulțirea două putere care au aceeași bază și noi știm conform proprietății de aici. Și cât fac acolo, Darine? 2 la 28. Bravo. Deci vom spune egal cu 2 la 28. Minus 2 la a doua. Nu punem factorul, să nu dăm cu puteri, copii. Că suntem la puteri. 2 la a doua, în paranteză. Ziceți, punem într-o paranteză. Ce facem aici? Împărțit la 2 la a doua. Să-mi cam zisem așa, cum prevedem. Nu avem ce face. Pe lângă 2 la 26, nu putem calcula. Da, nu putem, îl lăsăm așa, momentan. Vedem, la primă. Tu vrei altceva? Nu, nu, nu. Ce la mulțe nu-ți convine? Nu-i asta. Vreau să văd de ce nu-ți convine ceva, ca să putem lăburi. Da, 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 dacă ceva nu s-a fost clar de unde am scos ceva, spune, vorbește. Are ceva, da. Acum vreau să o sesizat o greșeală și devine.
2 la 26 minus 1 plus 9. Și e egal. Ia să vedem, David. Acolo ce să facem? Ai, domn profesor, acum am văzut că nu trebuia să scoat. Nu, e bine. E bine? E ieșit în sine. Aha. Ieșit în sine. Bun. Ce să facem la prima paranteză, David? Da, să scriu pe 2 la a doua. Când se la cine? Pe cine? Pe primul 2. Pe 2 la 24. Cum să scriu? Pot să scriu 2 la a doua, ori 2 la 24. Ori 2 la 26. 26. Corect. Deci egal cu 2 la a doua, ori 2 la 26, minus 2 la a doua, totul de împărțit la 2 la a doua, ori 2 la 26 minus 1. Și plus 9. Că am și și așa trebuie pus aici. Ia uitați. De ce? Deci împărțit la toată expresia aceea. Și plus 9. Și plus 9. Și plus 9. Da. Plus 9. Da. 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 Și egal cu? Și poți să-mi scriu pe 2 la 2 în factor comun. Scoate pe 2 la 2 în factor comun. E comun și aici. 2 la 2 pe lângă. Așa. 2 la 26. Bravo. 2 la 26 minus 1. Așa. Închidem paranteza, împărți la... Da, deci 2 la 26 minus 1 împărți la... 2 la 2. Într-o paranteză. 2 la 2. 2 la 2. Pe lângă 2 la 26 minus 1. Wow. Și plus 9. Și plus 9. Așa. Așa. E, și acum? Și acum? Lasă-l pierd și face următorul faci tu. Nu pot să... A? În față, la sfârșit, și mi-ar da unul dacă și porții. Păi, șmecheria asta toată și asta nu e identică. Unu. Aș face numai asta. Excelent. Plus 9. Plus 9. Și era plus 10. Extraordinar. Nu mă rog. 10. Ce frumos, da, 10. Și noi trebuie să arătăm asta să divide la 5 cumva, nu? Tot calcul. Nu, trebuie să-l facem doar calcul. Ca să facem calcul. Copii, hai să vedem un lucru. Pentru că noi am făcut exercițiul ăsta așa, în varianta asta. Ne-a interesat ca să facem antrenament suficient și pe 28 să scrii ca 2 plus 26, să vedem factorul comun. Corect. Și am avut șansa să se repete chestia asta. Poate vede dacă nu s-o băteam 2 la 28 minus 2 la 2. De aici aveam 2 la 28 minus 2 la 2 și se vedea 2 la 28 minus 2 la 2, care sunt foarte exact. La 2 la 28? 2 la 28 minus 2 la 2. Am muncit, ne-am ales cu antrenamentul care înseamnă scoaterea factorului comun. Și de aceea, am fixat foarte tare să lasă așa. Da. Ei, și în clipa în care aș fi lăsat așa, se sesiza mult mai repede că paranteza asta împărțită la aceeași paranteză. Și făcea 1 și cu 9, 10. Vezi, da. Acum o să lucrezi și ea, ca să nu fii supărat. Da. Da. Deci, da, hai să vedem. O să mișcăm o dată, că trebuie să ne singurului... Da, da. Cât e 6? 6. Da. Da. Oprim aici. Doar oprim. Că o vine pe clientul. Da. Asta e expresia care mi-a să țin minte cât îi rămâne învățământ. Cum profesor are nevoie de mine? Are profesor de voi. Are nevoie de mine? Asta s-a oprit lecția. Da, s-a oprit.